Costă puțin, se construiește repede, oferă siguranță mare în caz de cutremur, este foarte luminoasă și, deși e foarte spațioasă, ocupă puțin loc. Este vorba despre casa rotundă, construcție în care costurile de încălzire sunt reduse cu până la 80%. O astfel de casă a viitorului am găsit în comuna Izvoarele, acolo unde fiul primarului și al satului, inginerul Alexandru Dinulescu, a făcut un domn geodezic în doar 2 luni. Acesta este un domn de 10 metri diametru, de 100 de metri pătrați, care este distribuit în felul următor, parter 64 de metri pătrați și restul la partea de etaj. La parter avem un living de 30 de metri pătrați, un dormitor cu baie proprie. O bucătărie, iar la etaj avem un living, un dormitor. Avem un dormitor sunt spații destul de generoase, destul de spațioase, adică da. Chiar dacă nimic nu e greu dacă îți place. Ea se poate construi în minim o lună, le spunem un timp fără forțare, 2 luni de zile. Ca și cost, merge undeva în 45.000 de euro pe acești 100 de metri pătrați de care discutăm. Văd că este mobilă obișnuită în casă. Necesită mobilă specială. Așa este. Chiar mai mulți clienți pe care i-am avut au folosit mobila din apartamente, au adus-o în casa în domn și totul s-a potrivit fără modificări. Care sunt avantajele unei astfel? În primul rând, faptul că fiecare spațiu în această clădire este folosit la maxim. Neavând grinzi, stâlpi, spațiul nu necesită a fi împărțit în funcție de acestea. În al doilea rând, rezistența termică foarte mare a clădirii este considerată o casă verde. În al treilea rând, după cum vedeți, luminositatea ei. În al patrulea rând, costul destul de mic, în special prin materialele care sunt folosite, calitatea clădirii devine mult mai bună decât a unei clădiri obișnuite. Adică, dacă ar fi să comparăm o clădire obișnuită care se face cu care poate merge la aceiași bani, dar ca și rezistențe termice nu atinge aceste nivele, clădirea noastră este o clădire ieftină. Este și foarte rezistentă la cutremure. Este foarte rezistentă la cutremure, rezistentă la vânt, rezistentă la taifunuri. Bine că nu avem așa ceva. Deci are o mulțime de lucruri eficiente, așa că din cauza asta am și pornit să construiesc și să merg pe acest tip de business. Alexandru a construit deja 10 astfel de case pentru că oamenii s-au arătat interesați să locuiască într-o casă ecologică. Chiar dacă pot fi personalizate în funcție de nevoile clienților, domurile trebuie să păstreze aceeași regulă. Pentagoanele și hexagoanele din care este formată se împart în triunghiuri echilaterale. Clienții, culmea, nu-i conving eu. Vin singuri, am bucuria să-i văd că vin de la Iași, din Timișoara, din Constanța. Văd domnul și îmi spun la sfârșit, nu-mi pare rău că am venit până aici. Este o mare bucurie pe care o simt și ei în momentul când devin proprietarii acestor clădiri. Rămân cu o bucurie și la fel cu aceeași plăcere prezintă și ei proiectul celorlalți care vin la ei. Dar, în general, sunt românii reticenți la așa ceva? Nu sunt reticenți, sunt reticenți la bani, că deocamdată nu au suficienți. Din câte simt până în momentul de față, sunt mulți care vor să construiască. Posibilitatea lor
de a construi vine odată cu timpul și asta este singura reticență. Acum, inginerul lucrează la un dom îmbunătățit care va avea și alte avantaje. Alexandru își finanțează singur proiectele și tocmai de aceea vor mai trece câțiva ani până când noul dom început tot la izvoarele va fi finalizat. Clubul Rotary Ploiești împreună cu Primăria Ploiești, Direcția Silvică Prahova și Rafinăria Petrotel Lukoil Ploiești continuă activitatea de împădurire a 5 hectare de teren aflat lângă fosta rampă de gunoi a orașului pe centura de est. În Vinerea Mare, organizatorii, ajutați de elevi de la liceele Ile Caragiale și Virgil Magiaru din Ploiești, au plantat pomi repede crescători. Programul de împădurire a început în urmă cu 3 ani. În primii ani am plantat stejar, cireș, frasin și salcâm. Salcâmul crește cel mai repede, este ceea ce se vede cel mai bine în spatele nostru acolo și anul ăsta tot salcâm plantăm, completăm și golurile din spate și ușor, ușor încercăm să facem un amestec de specii frumoase, undeva în 5-6 ani să avem o pădurice frumoasă în zona asta. În opinia mea este extrem, extrem de important să conștientizăm copiii, adulți, cât de important este să respirăm aer curat, să avem un oraș curat, să avem o zonă în care locuim fără poluare. Elevii au fost învățați de silvicultori pașii corecți pentru plantarea puieților. La întâlnire au participat și reprezentanții rafinăriei care nu s-au dat înlături de la munca de plantare. Iepurașul de Paște are ajutoare de nădejde în tinerii de la Brutăria Concordia din Aricești-Iractivani, unde se coc la foc continuu cozonaș cu nucă, fursecuri și biscuiți glazurați, care vor umple coșurile de Paște corporatiste. Cei 18 tineri defavorizați învață aici să devină brutari și patiseri experimentați, iar banii din comenzile la care lucrează acum vor ajuta și pe alții, aflați în situații delicate, să se specializeze în aceste meserii. Acum, înainte de Paște, ei trebuie să onoreze mii de comenzi de prăjituri. Zilnic trebuie să facă câte 250 de cozonaci. Când punem aluat pe masă, da. Îl întindem așa, un pic mai pătrat. Da. Deci, punem în brutura, în așa fel încât să nu avem de la margine, că după aceea nu se mai lipește când rulăm. Trebuie să iasă bun, că pentru noi facem și pentru prieteni, musafiri și... Pentru ceilalți copii din Concordia? Da, Concordia, pentru toți copiii. Cât timp ești tu aici? De 15 ani. Am venit în Concordia că am învățat o meserie și pentru a învăța pe viitor. Crezi că îți faci o meserie din ce? Da, pentru brutărie am venit aici să o fac. Mulți români care lucrează în companii mari vor avea anul acesta pe masa de Paște dulciuri făcute aici. Tinerii noștri sunt implicați zilele acestea în a face produse tradiționale de Paște, produse care vor merge la prietenii și colaboratorii noștri și sperăm să-i surprindem într-un mod plăcut, fie prin cadouri, fie prin produse inedite pe care le oferă brutăria noastră. Peste câteva luni, alți 14 tineri vor începe cursurile de brutărie și patiserie aici, grație muncii colegilor lor. Prahovenilor care își doresc altceva pe masa de Paște, iranianul Sebi Taheri le propune iedul alpin francez, o raritate în România crescută la ferma sa de la Florești. Carnea acestui animal nu are colesterol și nici miros specific de capră, dar are un gust aparte de carne de vânat. Sebi a aclimatizat capre aduse tocmai din Munții Alpi, unde creșteau la mare altitudine și acum ferma e plină de miei. Am zis, în principiu este mai slab decât carne de miei. Asta se recomandă și medicii poate să spune. Iar este mai slab la colesterol decât carne de oaie. Și nici nu miroase. Nu, garantat, am zis, putem să verificăm. Este o noutate pentru România. Este normal. Bine, carne de capră se consume foarte mult timp, dar alpinul francez este o capră mai deosebită. Un exemplar tăiat, cam de 12 kg, costă 500 de lei. Fermierul spune că merită prețul pentru că animalele sale sunt crescute ecologic. Nu sunt așa de pretențioase. Le dăm uruială, le măcinăm, avem moară, totul ecologic. Deci... Sunt ușor de întreținut. Foarte ușor și sunt foarte productive.
Nu, cam la 5 litri de lapte la zi. Extrem de sănătos, de altfel. Da, foarte sănătos. Alternativa deosebită a iedului din Alpi ar fi mielul de Camerun, care are și el o carne foarte bună. Iepurii de rasă grea de carne sunt și ei preferați pentru masa de Paște. Prețul nu depășește 300 de lei pentru un iepure de peste 12 kg. Clubul Rotary Ploiești împreună cu Primăria Ploiești, Direcția Silvică Prahova și Rafinăria Petrotel Lukoil Ploiești continuă activitatea de împădurire a 5 hectare de teren aflat lângă fosta rampă de gunoi a orașului pe centura de est. În Vinerea Mare, organizatorii, ajutați de elevi de la liceele Ile Caragiale și Virgil Magiaru din Ploiești, au plantat pomi repede crescători. Programul de împădurire a început în urmă cu 3 ani. În primii ani am plantat stejar, cireș, frasin și salcâm. Salcâmul crește cel mai repede, este ceea ce se vede cel mai bine în spatele nostru acolo și anul ăsta tot salcâm plantăm, completăm și golurile din spate și ușor, ușor încercăm să facem un amestec de specii frumoase, undeva în 5-6 ani să avem o pădurice frumoasă în zona asta. În opinia mea este extrem, extrem de important să conștientizăm copiii, adulți, cât de important este să respirăm aer curat, să avem un oraș curat, să avem o zonă în care locuim fără poluare. Elevii au fost învățați de silvicultori pașii corecți pentru plantarea puieților. La întâlnire au participat și reprezentanții ai rafinăriei, care nu s-au dat înlături de la munca de plantare. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Fax Media Consulting, numărul 1 în formare pentru instituții publice. Fax Media Consulting, peste 18.000 de cursanți. Consultant pentru 2.500 de instituții publice, manager în proiecte din fonduri nerambursabile. Fax Media Consulting, performanțe obținute prin profesionalism. Vino la Lexis Ploiești pentru a învăța repede și bine o limbă străină. Cu o experiență de 20 de ani și recunoaștere internațională prin cursurile de pregătire pentru examenele Trinity și Cambridge, școala Lexis Ploiești oferă cursuri de învățare a limbilor engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă și greacă pentru copii și adulți. Lexis Ploiești, dedicată excelenței. Strada Democrației, numărul 24A, telefon 0244 542 303. De la 1 martie vă așteptăm și la cursurile de limbă italiană. O meserie cerută în prezent pe piața muncii este consilierea financiară și juridică. Specialiștii apreciază că pentru ca afacerile să meargă foarte bine, antreprenorii au nevoie, pe lângă contabili, și de astfel de consilieri. În acest sens, e foarte important ca tinerii patroni să conștientizeze că au nevoie de ajutor calificat. Aceștia nu au suficientă pregătire, nici economică, nici informatică. Nu, poate nu au nici susținere financiară suficientă care să-și permită. Ce trebuie ca antreprenor? În primul rând, un jurist foarte bun. În al doilea rând, un avocat foarte bun. De ce? Pentru că legislația este foarte schimbătoare și faptul că n-ai cunoscut nu te absolvă de vină în condițiile în care ai erori. Antreprenorul trebuie să cunoască foarte multe lucruri. Este la fel de important. Așa cum ar trebui să acordăm atenție persoanelor care se angajează și vor să-și facă o carieră, la fel de mare atenție trebuie să le dăm și antreprenorilor care în multitudinea evenimentelor lor, cred că acest aspect îl neglijează. Și să trezesc la un moment dat când într-un impas din acesta și atunci constată că n-am știut. Neștiința uneori se plătește și cu libertate. Și atunci cum pleci la drum dacă nu ai... Pornind din pasiune. Deci pleci la drum cu o inconștiență extraordinară. Vreau să-mi fac, am putut să-mi fac. O afacere, de exemplu, o creezi ușor din punct de vedere al actelor. Nu este chiar atât de greu.
parcursul ei pe mai departe este greu, pentru că ai nevoie de foarte multă informație. Ce se întâmplă în România? O singură problemă este foarte gravă: schimbarea frecventă a legislației. În momentul, și nu, ce înseamnă, care e consecința? Nici pentru tine ca persoană angajată, nici pentru antreprenor nu este comod și nu poți să-ți îndeplinești planul acela pe o perioadă mai lungă. De ce? Pentru că la un moment dat, schimbându-se legislația, ți-a năruit ție absolut tot. Intervin alte cheltuieli, intervin modificări în structură, intervin tot felul de modificări care te blochează. Nu poți. Dacă noi am avea, sunt multe lucruri de făcut, dar acestea trebuie făcute cu prioritate. Pentru că dacă avem mai mult, numai în sectorul privat se dezvoltă mai mult, nu mai avem falimente, nu mai avem erori care să ducă la probleme grave în justiție, și acestea vin marea majoritate din neștiință, nu vin din pornirea omului de a eluda legea, pur și simplu din neștiință. Și vă spuneam de ce, pentru că situația lor financiară este destul de restrânsă și nu își permit să aibă un om, deși ar trebui în primul rând să aibă un om care tot timpul să le aducă informația recentă, actualizată la ei și să nu-i lase să facă pași greșiți.